După șirul neînțelegerilor dintre Andrei și alți concurenți, dar și dintre doamna Mioara și Larisa, sora lui Andrei intervenea telefonic în emisiunea de aseară. Nu mai luați totul atât de personal. Lăsați-i să spună ce vor, să jignească, să nu dai curs provocărilor, să fii calm. Vreau să-i spun lui Perneș că Andrei nu este un pericol în relația lui cu Sabrina. Că Larisa, eu înțeleg, pot să înțeleg și punctul tău de vedere, dar te rog, dacă nu poți să te înțelegi nici măcar să te salut cu mama, nu vă mai vorbiți între voi, nu vă salutați, da? Am văzut că nu vă puteți înțelege și nu este nicio problemă, să știi. Ok. Știu și despre tine foarte multe lucruri și am auzit foarte multe discuții pe Antena Play, dar nu este cazul să le spun acum pentru că nu mă interesează lucrurile astea. Nici tu nu ești cea mai corectă și nici mama, ai greșit, pentru că trebuia să-i spui lucrurile într-un mod frumos și civilizat și nu prin jignit. Te rog frumos să fii atentă la limbajul tău, pentru că nu așa ne-ai educat pe noi acasă, da? Da, ai dreptate, Ioan. Intervenția sororii lui pare să-i fie atins o coardă sensibilă lui Andrei, care a răbufnit în plâns. Dar ulterior mama lui avea și alte situații de reclamat. Te rog, nu mai jigni, ți-a spus și mă, lasă să fac. Oricum, s-au agățat de faptul că tu ai jigni. Vrei să-ți mai spun ceva? Ce? Am spus că nu spun, promit că nu spun. Spune. Spun, aseară mi-a umblat la cremi și mi-a luat cremuri din toate cutiile. Nu mai pot, Andrei. Mi-o rup rețeaua de la sutien. Nu mai pot. Ți-o rup rețeaua de la sutien? Da. Știi sigur că ea? Păi, cine face treaba asta? Am umblat în cutiere de creme, o băga în mâine și o luat cât o vrut, dar ele toate. Deci tu la crema din... Cremele care le-am. Care le-am dat. Da, așa, și la sutien ți-a zis... Și da, am găsit o rupă. Spune-mi totul. Gata, ți-a spus, dar hai să rămână între noi. Nu, tu, păi trebuie gata, să... Gata, lasă. Să demonstrăm. Și poate nu ea, poate e altcineva. Nu, de baracul nu se vede, că nu ajunge camere. Când s-a întâmplat? Spune-mi detaliile. Cremele e seara, seara. Dacă eu chiar am plăsat aseară. Deci aseară? 10, 11, 12. Și când m-am dus la creme, umblat. Era și păr de la perucă. Pe cutia de cremă. Și mai vrei asta? Ți-am zis că nu am o problemă eu cu capul. Dar tu nu poți să te schimbi, numai acolo te schimbi, tu îți las sutienele acolo, ia-ți-l în cameră și du-te să... Dar mai pun în valiză. Că nu mai pune în valiză. Nu mai pune în valiză. Da. Restul din haine doar le am unde trebuie. Nu, dar o să iasă urât. Ies urât, treaba lor. Treaba lor. O să sunt cum, o să urce mașină și o să vin aici și o să fac treaba lor. Dacă asta vor, dacă asta vor. Ea e aliată cu ei. Păi da, mai să nu arunc despre ei. Eu știu asta, am văzut. Hai să terminăm, gata, numai. Câte n-au fost dresuri aruncate, luate, șosete, chiloți și așa mai departe. Asta e, dă-l la Dumnezeu încolo. Nu, asta e problema. Mai rău, ia problema și-au fost amenințării care au fost. Hai să lăsăm alea. Alea sunt nimicuri. Orice vino și discută și intimitate, nu contează, vino și vorbește cu mine. N-ai venit cu altcineva, cu mine ai venit. Intru în camera Sara Andrei, că e în camera mea acum, unde eram eu. Și eu am hainele acolo doar. Și mă doare capul. Deci eu trebuie să intru, să nu iau hainele, eu trebuie să fie jos, că eu să intru acolo. Deci eu trebuie vreau să plec acasă cu și stres. Exact cum am spus, vreau să fac pe viața un calvar. Și vezi că asta o faci în continuare? Asta face, dar asta a făcut de când a intrat, nu de acum. Tu nu vezi și veselă, că știi ce a făcut. Să vezi cum râde seara și cum o vezi și acum. Și nu neapărat, că suntem noi, suntem... Păi știu. Prestații, cum sunt. Și ei sunt complicați să cumpliști toți trei. Actori buni, mă. Nu te mai pune cu nimeni, că n-ai cu cine. Nu jigni, oricât încearcă să te atacă, nu jigni, controlezi. Dar lasă-mă, Andrei, că și eu am fost jignit, nu mai mă pleca la capăt. Păi nu dau, dau. Dar lasă-mă. Lucrează la jignit, nu mai jigni. Lasă-mă, Andrei, că alții au făcut mai rău ca mine. Nu tot mai sunt în alții, tot e, păi pe cine-ți iau? Gata, lasă-mă, dă-te că mă duc să mă, fiindcă numai te iei de mine. Gata, am jignit, că tu nu știu cum ai fost. Tu ești perfect. Lasă-mă, mai lasă-mă în pace. O gură de aer putea fi benefică pentru Andrei pentru a-și limpezi gândurile. Dar pe terasă l-aștepta o nouă destăinuire. Am primit comentariu despre tine. Mine? Da, despre tine. Rău? Nu. Ce? Că să fiu și eu alături de tine și să te susțin și să te mai controlezi, să te mai temperezi. Da, e greu toată situația asta. Mi-e teamă de lucrurile astea. Noi suntem o familie foarte unită. Da, înțelegi? Și când vine vorba de cineva din familia noastră, ești atacat sau ești într-o situație cum se pare că sunt eu. Vorbești de mobilizare? Exact asta vreau să fac. Noi nu suntem violenți, dar când vine de familie, adică tu ți-auzi că ți-auzi fratele că i-a amenințat și au crezut că poate chiar m-a bătut, înțelegi? Nu știu, vine să stai retras, să te dai în umbră.
Eu n-am o problemă cu ei, ei se pare că au o problemă cu mine. Despre asta e vorba, pur și simplu, și mai atrag și alte persoane care eu personal nu am, cu atât mai puțin. Adică, ce pot să spun? Despre cine e vorba? Cu Sese n-am îl respect, un băiat deosebit, nici cu Valentin nu pot zic că am avut lucruri, dar cu ei doi este clar că eu nu pot să... Măi, na, atunci, de asta și de asta prefer să mă retrag, sau la locul meu, văd de treaba mea și cum se descrie mai bine, cât o să mai fie, dar pur și simplu nu vreau să mai... Pe Larisa o văd din nou, cum încearcă să o atace pe mama, cum... Încearcă să îi explici mamei tale. Asta am încercat să explic și eu. Și nu renunța. Bă, Andrei, tu cum ai spus de mine, de bunic, așa spun și eu ție, nu renunța odată. Poate ai prins-o astăzi într-un ton prost, cum și eu am prins-o de pe bunica de foarte multe ori, în multe toane. Toate chestii care se întâmplă, vrei să spun, sutien rupt, i s-a luat o cremă. E vorba de gestul însă de șicanări, se numește șicanări asta, știi ce spun? Vreau să lămurim lucrurile astea, pentru că momentul în care v-am auzit în material, a fost rumoare aici, între fete și între mame. Pe cine bănuiți că... Am spus că nu am dovezi clare, pentru că nu am cum să văd o filmare, dar eu asta am găsit. Cremă luată, jumate din ea, da, am băgat în mâinile. Cine credeți păi că ar avea treabă cu cremă așa tare voastră, prin casă? Fetele, mame, toată lumea are obiectele lui. Au. Cum se rupă cineva? Au, dar ca să facă rău. Mi se pare o acuzație foarte gravă. Știu, deja știu. Sunteți foarte mincinoase, da. Foarte răutăcioasă. Și valiza aruncată pe hol. Nu fac eu așa ceva. Aveți o problemă cu mine și încercați... Larisa, discutăm, dar te rog, tonul jos. Tonul jos, pentru că vreau astăzi să rezolvăm această situație. S-ar putea să nu convină. Nu. Da, vreau să rezolvăm această situație. Doamna Mioara, staful v-a permis să stați în camera într-una dintre camerele fetelor, deși, în mod normal, mamele trebuie să stea cu mamele, tocmai ca să nu existe discuții de genul acesta. Vă rog cu cerul și pământul să vă mutați în camera mamelor. Nu este ok să avem astfel de discuții. Vă mutați acolo, vă luați toate cremele de după paravan, acela este un spațiu comun. Tot ce aveți acolo, tot ce aveți fiecare și vă puneți lângă pat, da? Sunt, e un spațiu comun. După paravan, noi nu avem cameră, este normal să fie așa, pentru că e un spațiu care ține de intimitatea fiecăreia dintre voi. Da. Dar nu este normal nici dumneavoastră să petreceți foarte mult timp acolo, cum nu este normal nici să dormiți în spațiu comun de acolo, da? Tocmai ca să nu mai existe niciun fel de acuzații. Și repet, acum... Cu drag vă spun, nu cred că vreuna dintre fetele astea sau vreuna dintre mamele astea v-a umblat în creme sau v-a rupt sutienul. Nu. Dar singur se rupea doamna Simona. Eu cred că vi le faceți singur? Dumneavoastră singură sau vă faceți niște filme și acuzați. Așa a făcut și cu mine nu și cu Dana. Deci nu este normal așa ceva. Nu se poate. Larisa, ne liniștim, doamna Mioara. Da, eu am înțeles. Vă mutați, vă luați... Ok. Andrei. I-am spus clar că nu putem ști dacă este Larisa sau nu. Și tu ai început să te victimizezi. Nimeni a acuzat cumva. A zis numele. S-a gândit la tine pentru că cu tine a avut clinciul. Le înțeleg, dar nu ca și... Da, te răzbun pe mine. Uitați că există în această emisiune. Vă rog frumos să nu vă mai... Gata, eu sper că din acest moment, cu rugămintea mea la doamna Mioara de a se muta cu tot cu bagaje în camera mamelor, să rezolvăm situația, că în sensul ăsta e simplu, avem camere, dacă umblă cineva în cremele altcuiva, se rezolvă. Corect? Da. Corect. Toată lumea mulțumită? Da. Perfect. Luăm o scurtă pauză, după pauză, tot cu lacrimi, că s-a plâns.